magazinul Samsung. Ai avut magazin de la Copos, nu Samsung, și televizoare și... Bine, spun ăștia niște oameni care au avut creierul, probabil că le-a rămas încins de când luau ei cretă să facă temperaturi, să nu se ducă la meciuri. Dar eu magazinul l-am cumpărat împreună cu soția mea prin licitație la Vâlcea, înainte sau de în 90. Avea domnul Copos în 90 și Samsung, s-a existat Samsung. Magazinul ăla a stat vreo 2 ani cu confecții, magazin cumpărat de noi. Deci am actele de licitație, am tot, în toate formele, și chiar mă gândeam să-l dau pe unul în judecată, dar... Mai a făcut unul acum câteva zile aici niște declarații și mă gândeam bine să... ca să-și măsoare cuvintele la ce a spus. La Dan Petrescu te refer, nu? Eu nu vreau să-i pronunț numele, pentru că pentru mine el n-a fost niciodată un reper, așa. A fost arbitru, a fost coleg de general. A știu că a intrat odată cu mine prin concurs la Liga 1, dar el, ca om, așa n-a reprezentat și nici nu va reprezenta niciodată vreun interes și poate nu trebuie să-l bag în seamă. Dar vreau să spun că, vis-a-vis de asta, domnul Gheorghene George, care era președintele comisiei, l-am anunțat de chestia aceasta. Erau în primii ani de după Revoluție, când toată lumea era dezorientată, nu știa ce să facă, renunțase la serviciu. Eu mi-am luat un magazin cu soția mea, care era directoare. Deci după ce am vândut 2 ani confecții și ce mai era pe acolo, din toată țara... Ai vândut și gumă turbo la un moment dat? Da, păi da, Ovidiu, vindeam în 90, vindeam gumă turbo, o luam cu 50 de bani și o vindeam cu 75. Și... Deci ai fost întreprinzător de vreme, imediat. Deci, Ovidiu, dacă nu într-o zi, pe lângă cei 3 vânzători, eram și eu cu soția și ajungeam nebun de cap, numai să dai restul la banii ăștia, să te sucești după gumă cum era, că era coadă la gumă turbo, ne-au video. Asta era în 90. Coadă de sute de persoane, nu coadă, de sute de persoane la gumă turbo, da? Pe urma asta, în ce a costat afacerea mea cu domnul Copos? Hai să ne că punem cărțile pe masă, că n-avem nimic. Domnul Copos făcuse un contract cu Samsung și aducea produse Samsung în România. Eu cumpăram de la domnul Copos produse Samsung cu banii jos. Nu-ți dădea Copos un cablu, nu-ți dădea până când nu dădeai banii jos. Nu era stilul casei, nu? Nu era stilul casei, pentru că dacă îmi spune mie cineva că a făcut o afacere lui domnul, cu domnul Copos și a lăsat ceva, că e maestru în afaceri, chiar dacă se numește fica dânsului. Nici ar o să spună că a lăsat vreodată ceva să treacă de la el. Bun, deci le cumpărai și le vindeai mai departe cu un adaos. Deci el avea, nu? în toată țara, livra marfă. Nu știu cui a făcut el magazine, repet. Eu aveam magazinul de 2 ani. Cumpăra marfă de la Copos, puneam un adaos și o vindeam la magazin.